Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre diaspora, problemele care se confruntă cu naționalii noștri de parte de țară și, de fapt, ce întreprinde președinția Republicii Moldova pentru a le veni în ajutor. Acestea, dar și alte aspecte, le vom discuta împreună cu Cristina Buga, consilier prezidențial pentru relațiile cu diaspora. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre, doamna Buga. Bună seara și bine v-am găsit. Pentru început, haideți să discutăm și să explicăm celor care ne vizionează la această oră cum contribuie, până la urmă, diaspora la dezvoltarea Republicii Moldova. Pentru că se tot discută cu naționalii noștri, fiind acolo, ar contribui, ar ajuta, de fapt, economia țării noastre. E așa sau cum se, se întâmplă acest lucru? Deci, dacă îmi permiteți, poate o să încep cu o mică concretizare. Vă rog. Deseori, fiind și eu plecată mult timp peste hotare, am aflat de abia acasă, fiind acasă, că făceam și eu parte din diaspora. Deci, mie mi se pare că ar fi mai corect să utilizăm termenul de cetățenii noștri plecați peste hotare. Deci, fiind cetățenii Republicii Moldova care activează peste hotare sau care învață peste hotare, ca și orice cetățean Republicii Moldova, ei pot contribui la dezvoltarea Republicii Moldova, la dezvoltarea economică, la uh, dezvoltarea științifică, tehnologică, etc. a țării. Deci, fiind însă departe de, de casă, având cunoștințele dobândite acolo în țările de destinație, în țările unde ei lucrează sau studiază, ei, deci, pot avea un aport încă și mai mare în dezvoltarea țării noastre. Începând cu asta, deci, deci sunt mai multe căi prin care diaspora, mai bine spus, mă, 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 mă contrazic acum, de fapt, cetățenii noștri care sunt plecați peste hotare, prin care căi, prin care ei pot contribui la dezvoltarea țării. Uh, unul dintre aceste... Dacă, da, poate o să o luăm pe, pe rând și o să discutăm mai multe inițiative prin ce, prin ce căi deaspora poate contribui la dezvoltarea țării. Da, uh, atunci când vorbim despre diaspora, ziceam că, uh, volens noleza, ajungem și la uh, modul în care acești concetățenii ai noștri plecați pentru o perioadă de timp pe acolo revin. Ori anul ăsta, dacă nu mă înșeală memoria, a fost inițiat în cadrul președinției un proiect pilot ce viza de fapt masterazii din țările străine și oferea o șansă, și îndrăzni să zic unică, de a desfășura un stagiu de practică în cadrul acestei instituții destul de importante ale statului. Cum a luat nașterea această inițiativă și câți tineri au beneficiat de ea? Da. Deci una dintre primele inițiative pe care am aplicat-o a fost să creăm programul ăsta de practică pentru studenții masteranți din Republica Moldova care își fac studiile peste hotare. Deci ideea era de fapt să atragem tinerii care, sunt, care își termină studiile peste hotare sau care sunt un master 1 sau master 2 și de fapt de a-i motiva de a veni, de a face o practică acasă și cine știe poate, a rămâne, poate de a rămâne acasă. Uh, ideea, uh, am, am, înce am început să o implementăm la jumătatea lunii mai destul de târziu, uh, ca să atragem, de fapt, tinerii care de, uh, tinerii de fapt trebuiau să înceapă uh, programul de practică la începutul lui iunie. Deci, în două săptămâni trebuie, de fapt să găsim tinerii ăștia practicanți care ar fi de acord să Să doar fie că... depuse dosarele examinate? Da. Mi se părea atunci am, am, am difuzat știrea prin toate canalele posibile, la ambasade, la rețele de socializare și nu am așteptat cât au fost de receptivi de fapt tinerii. În aceste două săptămâni am primit peste 30 de dosare a tinerilor cam din toată Europa, spunem chiar din toată lumea, din Rusia, din China, din, din America, din țările europene, etc., cu, am, am selecționat 10 candidaturi, candidați cu care am făcut interviuri și din aceștia am reținut șapte candidaturi, șapte candidați care au făcut practica cu consilierii prezidențiali pe diferite domenii. Deci, șapte studenți din diferite țări, Grecia, Portugalia, Franța, Olanda, Italia, China. Îmi pare rău că n am avut studenți din Federația Rusă, deci sper că la anul să avem și din Federația Rusă. dacă îmi permiteți, care a fost scopul lor? Da, de fapt? chiar vă rugăm să ne spuneți. Scopul lor a fost de a pune în valoare cunoștințele dobândite peste hotare. Vă explic ce au făcut ei. În fiecare dimineață se începea lucru cu revista presă din domeniul lor de activitate. Deci studenții care au lucrat, studentul care, studenta mai bine spus, care au lucrat cu consilieri pe domeniul agroindustriei, agriculturii, făcea revista presă în domeniul ăsta. Tânăra care lucra în domeniul justiției făcea revista presă în acest domeniu, etc. De semne, pe parcursul zilei, ei trebuiau să elaboreze documente analitice, să examineze materiale informative, să facă note informative, să participe la interviul, la reuniune, etc. Deci am încercat să le implicăm cam la toate nivelele de activitate a președinției. Dacă e să adaugă, a fost o, o inițiativă de început, însă a fost una de bun augur, pot spune așa. De deci, ce? Că în urma acestui program de practică, jumătate, trei studenți din, din acei șapte, au hotărât de fapt să rămână în Republica Moldova. Eu o consider ca un adevărat succes din considerentul de primul, receptivitatea, cât de repede am reușit noi totuși să, să, să colectăm aceste dosare și doi, că au fost, că tinerii au hotărât de fapt să, să rămână acasă, să activeze acasă, dar și cei care au terminat au plecat, acei patru care au plecat înapoi, au trebuit de fapt să-și termine cursul de studii. Deci au fost din Master 1, cei care au plecat au plecat de fapt să-și continue să studiul cu promisiunea că se vor întoarce acasă. Deci eu sper sincer să-i vedem la anul înapoi, și acasă. În 2018 urmează să se desfășoare acest proiect? Da, deci a fost un adevărat succes. Noi vrem să-l continuăm de acum înainte și chiar vreau să fac un apel către alte instituții publice și către alte întreprinderi. Să preia această inițiativă. De ce? că este o inițiativă frumoasă. În primul rând, îi permite să confruntați tânărul, să alegeți, în primul rând, tinerii pentru această perioadă de practică, candidații care le, care, care le se pară potriviți pentru acest lucru, să-i testeze, este o perioadă de test, spun așa, să vadă de ce sunt capabili, și, pe urmă, de fapt, să păstreze candidaturile sau candidații cei mai potriviți pentru postul ăsta de muncă. Și pot să vă spun că este o adevărată dorință a tinerilor de a face practica acasă. De ce? Că este o oportunitate de a fi cu prieteni acasă, de a fi cu familia și de ce nu? De a, de a, de a face ce, de, a, de a lucra pe alături, de a căpăta o experiență uh, pe loc. Ei au demonstrat până la urmă că acel mit potrivit cărora cei care pleacă au intenția fermă de a rămâne acolo nu este valabil. Deloc nu este valabil. Uh, chiar aici vreau să mulți aud foarte des fraza asta care mă da. deranjează pe mine un pic. Uh, ei chiar crezi că ei să mă întorc acasă. Ba Au plecat și asta e tot nu se mai întorc acasă. Uh, este un stereotip și vreau să vă explic de ce. Uh, de ce? Că în viața la fiecărui om uh, este o răscruce spun așa. Uh, nu, nu putem să nu putem să spunem că așa va fi nu, 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 nu putem să ne punem în locul altei persoane. Uh, e, când spun răscruce, înseamnă că oricineva termină studiile peste hotar și nu știe ce să facă în continuare. Cineva din considerente de familie, părinții sunt acasă, rudele. Rudele, da. Cineva din considerente, mă rog, a divorțat, a terminat studiile, are o, un, un, un lucru care nu-l satisface. Adică, persoanele care au plecat peste hotar, măcar dată, o dată sau de două ori și-au pus întrebarea, dar dacă e să mă întorc. Și E, fiind și eu mult timp peste hotare, am o prietenă care activează în domeniul ăsta, care este de fapt juristă, apără drepturile străinilor. E, nu este moldoveancă, este din Kyrgyzstan, este o, 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 domnișoara este rusaică din Kyrgyzstan. Și mi-a spus, Cristina, mă uimește că lucrez cu străinii în Franța. Am șapte cetățeni de diferite etnii, diferite naționalități care trec prin biroul meu în timpul zilei și toți moldovenii cu care m-am confruntat pot să spun un lucru sigur, că și iubesc țara și uh, uh, ar vrea să se întoarcă acasă. Deci asta am auzit din gura unui profesional care lucrează cu străinii, cu oameni de diferite naționalități. Dumneavoastră, în calitate de consilier prezidențial, ce încercați să le explicați acestor tineri? Care este motivația de a se reîntoarce acasă? Ce i așteaptă aici? Deci, motivația de a se întoarce acasă. Acasă sunt multe oportunități, însă oportunitățile le creează de fapt și ei. Ei sunt tinerii care au experiența asta de a fi peste hotare, de a se descurca, de ce că Fiind peste hotare, nu mai ești uh, supării pe părinților sau familia așa. Este că mulți din ei, când ajung acolo, trebuie să se discurce nu doar cu limba și cu studiile, dar trebuie și să lucreze pe alături ca să-și poată asigura un trai corect. Deci copiii ăștia, studenții ăștia, sunt obișnuiți să facă toți să se discurce, sunt discurcăreți, sunt obișnuiți să, uh, uh, să învețe, să treacă examenele, de deci, ce știu că nu, mai, nu se mai pot, adică nu e întoarcere, trebuie să facă, trebuie să reușească. Și au un caracter foarte călit, spun așa. Deci uh, ei uh, pot aduce, cred că, o adevărată schimbare în Republica Moldova prin uh, faptul că nu-i mai sperie problemele, nu-i mai sperie uh, uh, obstacolele, spun așa. Ei, su, ei pot să treacă pește, peste orice obstacole, uh, fiindcă dacă reușești să te discurci când nu ești printre atâi, cred că acasă poți să o faci la sigur. Doamna Boga, ce a întreprins de fapt președinția în vederea reîntoarcerii lucrătorilor migranți moldoveni în alt calificați? Poate ăsta este unul din aspectele cele mai sensibile, bănuiesc eu. Da, deci este un punct foarte important. O altă inițiativă care, pe care o vom continua și care este foarte importantă a fost să lansăm un apel către întreprinderile cu capital străin de a ne permite să transmitem informațiile și de a difuza informațiile privind posturile de muncă vacante. În primul rând, de ce întreprinderile cu capital străin? Uh, țin să precizez că în Republica Moldova sunt uh, peste 100.000 de companii uh, cu capital străin care în general oferă un salariu mai mare și oportunități de carieră mai interesante. Uh, uh, am trimis, uh, am lansat acest proiect uh, nu foarte mult timp în urmă. La moment am trimis peste 150 solicitări, descrisori, trimitem, uh, mai, mai continuăm să trimitem. M-a uimit răspunsul pozitiv pe care l-am primit de la agenții economici. Deci, ceea ce a demonstrat că există o adevărată necesitate, nevoie, în cadre competente, în, în, compani în companiile noastre. La moment am, am colectat deci, informații primind 80, mai mult de 80 de posturi de muncă vacante și am elaborat un prim buletin, prima ediție a unui buletin pe care l-am distribuit în diasporă. Și vreau să spun că la moment acesta a fost vizionat de mai mult de 2200 de ori peste hotari. Țara în care, deci avem accesul, de fapt, prepondere, da, avem acces o să vizionăm care au fost țările în care el a fost deschis cel mai mult acest buletin. Prima țară a fost Federația Rusă, urmată de Italia, de Statele Unite, de Germania, etc. Deci a fost un adevărat, un adevărat succes. Este nevoie de așa documente. Ele sunt primite de diaspora, de cetățeni noștri care sunt plecați peste hotare și sunt bine primite de companiile de angajatori, de angajatori care, care sunt pe loc în Republica Moldova. Până a venit domnul Dodon, nu a existat o asemenea funcție consilier pentru relația cu diaspora. Atunci când ați intrat în exercițiul funcțiunii, ce ați găsit? Era o comunitate a bine coagulată? Se întruneau, se organizează diferite evenimente? Care este starea de lucruri? Deci, să vă spun sincer, eu am fost partea diasporii, dar da. nu am lucrat niciodată cu, cu diaspora. Sunt economistă de profesie și a fost. Deci, este o inițiativă a domnului președinte de a numi un consilier pe, în domeniul real, relațiilor cu diaspora și îi mulțumesc foarte mult că mi-a oferit această oportunitate. Este un domeniu foarte interesant și, dacă eu să vorbesc cât e, cât e, de, cât e de coagulată diaspora noastră, sunt, sunt mai multe asociații, președinți de asociații care încearcă să implementeze, care implementează, îmi cer scuze, evenimente culturale, economice foarte interesante, dar este încă mult lucru de făcut. Adică se poate de extins. Uh, uh, nu e să ne axăm doar pe evenimente culturale, dar putem să extindem și la evenimente uh, economice, uh, în domeniul universitar, etc. Deci mai este mult de făcut. Atunci când vorbim despre diasporă, uh, a fost mediatizată de fapt un aspect, că a fost lansat ghidul meșterilor populari pentru voi cei plecați de acasă. Care este scopul lui și cum a luat nașterea această idee? Dacă îmi permiteți... Vă rog. Aici m-am dat seama că vorbim despre întreprinderile capital străin, am uitat să precizez două puncte importante. Dacă îmi permiteți da, să merg hai un să reamintim apoi. telespectatorilor. Da. Deci, în privința întreprinderilor capital străin, este un anunț pe care vreau să-l fac către întreprinderi. Cu toate că agenții economice au fost foarte receptivi la acest anunț, deci eu vreau să, să, le, să fac acest apel către, către întreprinzători să ne mai transmită informații privind de oportunitățile de muncă pe care ele au la ei în, în întreprindere, dar îi rog de asemenea să distribuie informații privind salariile pe care le oferă. Deci sunt un șir de întreprinderi care nu țin aceasta în secret, spun așa, care difuzează informația privind salariile. Altele care spun că, mă rog, salariul se negociază, Se negociază, da? Da. Asta rămâne la discreția noastră, vom negocia cu fiecare candidat. Ce da. vine. Da. Uh, deci, țin să precizez că dacă este, salariul rămâne totuși o compozantă importantă de a atrage tinerii noștri calificați, nu vorbesc doar de tineri, dar și specialiștii calificați, nu contează de vârstă, de a-i atrage înapoi în Republica Moldova. Și salariul este important, este o variabilă importantă. Deci, aici sunt două momente importante. În primul rând, salari, vorbind cu o specialistă din domeniul angajărilor, Doamna mi-a spus că dacă se publică, dacă întreprinderea hotărăște să publice, salariul ea are de șapte ori mai mulți candidați. Deci, mai șapte ori mai mult candidaturi. Deci, este o posibilitate, de fapt, pentru o întreprindere de a atrage mai mulți specialiști și de a alege dintre cei mai buni. Dar este și o posibilitate de a, de a face mai transparentă oferta de muncă și de a atrage mai ușor cadrele noastre calificate înapoi. Deci este un apel sincer către întreprinderile noastre de a divulga informația privind salariile. De deci ce? Că este una sensibilă și un punct foarte important. De asemenea, țin să precizez că, luând în vedere importanța acestei inițiative, am hotărât să facem în loc de buletin o platformă informatică, o platformă electronică, care este mult mai simplă de a fi accesată. Da. Și aici țin să precizez că rolul președinției nu este, de fapt, de a se înlocui agenției pentru ocuparea forței de muncă. Nu este rolul nostru de a face lucru agențiilor de recrutare. Deci, scopul pe care ne-l-am fixat noi este unul clar. E să difuzăm de două ori pe lună informațiile privind oportunitățile de muncă din Republica Moldova pentru a obișnui tinerii calificați, pentru a obișnui specialiștii de a verifica care sunt oportunitățile din Moldova. Deci platforma aceasta nu doar că va difuza informațiile pe care le-am primit noi de la companii, dar va permite de asemenea să structurăm informațiile care sunt de acum prezente pe alte platforme de recrutare. Deci încă o dată, noi nu ne înlocuim altor instituții sau altor agenții. Rolul nostru este pur și simplu de a sensibiliza uh, specialiștii noștri, cadrele înalt calificate, că sunt, de fapt, oportunități în Moldova. Haideți să revenim la ghidul meșterilor Populare. Da, eu v-am întrerupt. Da, să, să revenim la această idee. Ziceam cum a luat naștere ea și pe cine vizează până la urmă. Uh, da, deci uh, ghidul meșterilor populari. Uh, a fost o adevărată experiență, a fost o experiență plăcută pe care am trăit-o, a fost lansat la inițiativa președintelui, de aceea că am primit foarte multe inițiative din partea diasporii, este când suntem, când oamenii se află de partea de casă, este dorul ăsta de casă, este imaginea, spun așa, și atrag mai multă e, e, atenție, probabil, mai mult dor de pun culturii, mișteșugurilor, obiectelor tradiționale. Și din cauza că am primit, cum am intrat în funcție, am primit foarte multe solicitări din partea diasporii, vă rog să ne recomandați sau vă rog să ne oferiți obiecte tradiționale, etc. Am hătărât de ce, de fapt, să nu oferim o enciclopedie, nu, un ghid, un catalog a meșterilor populari, în care să descriem care sunt meșterii, care sunt produsele pe care le oferă și să punem în contact, să le oferim prețurile și datele de contact. Adică să nu mai fie o persoană de legătură între ei, să poată ei accesa, să poată ei direct la meșteri. Și uh, nu am știut, un, când am început, nu am știut unde o să ajungem. Dar sunând un meșter, pe urmă, luând legătură cu Asociația Meșterilor Populari din Moldova, am aflat de fapt câți oameni extraordinari sunt din acest domeniu în Republica Moldova și ce obiecte autentice, autentice și cer scuze, autentice și inedite fac ei. Și, cu toate că este o inițiativă culturală, sperăm că această inițiativă să aibă și un impact economic, de ce? Că majoritatea meșterilor sunt, de fapt, de la, din zona rurală, sunt, de fapt, de la țară. Și dacă vom oferi posibilitatea acestor meșteri de a-și realiza producția, ei vor putea angaja alte brațe mai puțin calificate, de ce că domeniul ăsta de fapt implică mult talent și nu atât studii universitare. Talent și dragoste față de Talentă ceea ce născut. Faci. Talentă da. da, exact. Și uh, sperăm noi că pe termen lung aceasta va permite să, că, să, să mărim nivelul ocupării forței de muncă la sate. Dacă ați spomenit ceva mai devreme despre evenimentele culturale, vreau să vă întreb: în ce constă până la urmă susținerea președinției oferită reprezentanților diasporei pentru organizarea acestor evenimente culturale? Da. Deci, domnul președinte susține toate evenimentele culturale cu, 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 care vin din partea diasporei, dar și la nivel local. Deci, una dintre inițiativele recente a fost oferirea a 30 de costume populare cetățenilor noștri din Federația Rusă și Italia. De deci, ce că este două țări sunt de fapt reprezentative după numărul de cetățeni moldoveni care s-au aflat peste acolo. hotare. Da. Deci, dumnealui a oferit 20 de costume populare pentru cetățenii din Federația Rusă, 10 pentru Nordul Rusiei și 10 pentru Moscova și pe partea asta vestică și 10 costume populare pentru Italia, pentru cetățenii noștri din Italia. Sunt costume, nu fac publicitate de unde le-am luat, dar sunt de foarte bună calitate și sperăm să dureze foarte mult timp și să aducă numai bucurii. Bucurii și evenimente frumoase cetățenilor noștri care, de peste hotar. De fapt, a devenit o legitate atunci când președintele Dodon se află într-o vizită oficială într-o anumită țară ca să se întâlnească și cu diaspora. Iată, suntem la sfârșitul anului 2017. Am putea concluziona și să spunem telespectatorilor câte întruniri a avut loc cu diaspora, în câte țări ale lumii? Da, da. deci, într-adevăr, domn președinte a hotărât și este o inițiativă foarte frumoasă din partea lui. Dacă am spus mai devreme că cetățenii sunt toți cetățenii Republicii Moldova care sunt plecați peste hotare, dumnealui a hotărât să întâlnească cu ei atunci când este, pleacă în vizite oficiale sau de lucru peste hotar. Deci, până în ziua de azi, dumnealui a avut 10 întrevederi cu reprezentanții diasporii în mai multe țări, dacă e să număr, Federația Rusă, Turcia, Ungaria, Italia, Belgia, etc., la care au fost prezenți peste 2450 de persoane, adică un număr foarte important de persoane. Da, deci în acest, doar în primul an de mandat. Da. Până acum am vorbit, hai să zic, de lucrurile bune, lucrurile frumoase în raport cu diaspora. Nu pot să nu vă întreb care sunt problemele care se confruntă cu naționalii noștri atunci când merg într-o altă țară fie să se stabilească acolo cu traiul, fie că urmează anumite studii. Deci, problemele care se confruntă cetățenii noștri sunt diferite de la o țară la alta. Dacă vorbim despre probleme ce țin de legislația acestei țări sau de acordurile bilaterale care există în domeniul securității sociale, sau în domeniul justiției, în domeniul studiilor, a recunoașterii diplomelor etc. Deci, și cu toate acestea, sunt unele probleme mai globale, să spun așa, care țin de, sigur, dorința asta de a se reîntoarce acasă, de a avea uh, uh, posibilitatea de a avea un lucru cu salariu decent acasă și altele. Da. Deci, de la țară la țară. Problemele care se confruntă ei sunt diferite de la o țară la alta. Și noi, reprezentanții medii, am scris foarte mult, spre exemplu, de diaspora din Federația Rusă. Dacă e să luăm drept exemplu, care sunt problemele care se confruntă cei care se află acolo? Deci, uh, e dacă un caz îmi permiteți, Da, dacă îmi permiteți, vreau întâi să enunț unele cifre. În Federația Rusă sunt uh, peste 500 de mii de moldoveni. Ce ce reprezintă... Potrivit datelor oficiale, Potrivit datelor. Da? Mai exact să vă spun, 4.950, uh, adică uh, mai mult de 4500 de mii de cetățeni. 450 de mii. de mii de, cetățeni. Ceea ce reprezintă 60% de, de numărul Moldovenilor plecați peste hotare, peste 60%, adică, o bun, doar în Federația Rusă. Nu vorbesc de Spațiul CSI, doar de Federația Rusă. Deci o bună parte a moldovenilor sunt plecați în Federația rusă. Problemele care se confruntă ei, ei sunt uh, diferite. Uh, printre acestea sunt necesitatea de a deschide un consulat la Sankt petersburg problemele legate de uh, 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 măsurile de constrângere aplicate celor care au încălcat regimul de ședere, necesitatea de a deschide o casă de comerț, etc. Uh, dacă e să vorbim, putem, putem, putem să o luăm pe puncte, dacă Vă rog, doriți. Spuneți. Uh, despre necesitatea de deschidere unui consulat la Sankt Petersburg. Da, uh, anticipați uh, o întrebare mea, dar <laughs> e ok, spuneți. Chiar vroiam să vedem, uh, se rezolvă această problemă? Consulatul? Da. Haideți uh, să revenim un pic în, în, înapoi să înțelegem de ce este atât de importantă. De ce întrebarea aceasta revine pe ordinea de zi, la ordinea de zi și tot continuăm să vorbim despre ea. Uh, mai întâi de toate, uh, dacă tot am vorbit despre importanța comunității moldovenilor din Federația Rusă, țin să, țin să precizez că sankt Petersburg și uh, uh, comunitatea moldovenilor din regiunea Leningrad este foarte importantă. După Moscova, și regiunea ei. Deci, Sankt Petersburgul și regiunea Leningrad este a doua după reprezentanța moldovenilor. Este un număr mare de moldoveni care are nevoie de a perfecta acte care au nevoie de un act oricare sau cât n ar fi ele de banale, cum ar fi un cazier judiciar sau un certificat privind starea civilă. Deci, dacă oamenii acest, aceștia au nevoie de aceste acte, ei trebuie să meargă de la Sankt-Petersburg la Moscova și distanța doar între aceste două orașe este de 800 de kilometri. Deci, pentru a perfecta un simplu act de stare civilă, ei trebuie să traverseze mai mult de 1000 de km. Trebuie să, să, adică, aceste două, două orașe se află foarte departe una de alta. Deci, este o adevărată necesitate de a deschide un consulat la Sankt Petersburg, anume din aceste considerente. Și nu numai deoarece deschiderea unui consulat ar permite și valorificarea potențialului cultural, dar și promovarea cooperării științifice și universitate și o universitate dintre aceste, dintre Chișinău, de exemplu, și Sankt Petersburg. Și ar permite, de asemenea, extinderea relațiilor comerciale și altele. Deci, este o adevărată necesitate de a deschide un consulat în, în, a Republicii Moldova în acest oraș. Da, vroiam să aflu de la dumneavoastră, iarăși foarte mult s-a discutat, unii au fost sau au salutat această inițiativă a președintei și rezultatul pe care l-au obținut, alții s-au grăbit să critique. Haideți să vorbim despre amnistia migrațională. Ce s-a reușit până la această oră? Sau ce îmi puteți spune mai bine zis despre ea? Da... Uh. Uh. Iarăși îmi dau seama că nu am terminat gândul în privința uh, consulatului. Da. Țin doar să precizez că domnul, uh, echipa noi, domnul președinte, a, făcut un, de, a expediat un demers către guvern ca să se examineze posibilitatea de a deschide un consulat uh, la Sankt Petersburg. Deci, uh, eu sper sincer ca să se miște lucrurile uh, pozitiv în această direcție și să se deschidă, de fapt, în scurt timp un consulat în acest oraș. Da. Să revenim la amnistia migrațională. Da. Deci, este adevărat. Una din problemele cele mai importante care se confruntă diaspora cetățenii noștri din Federația Rusă sunt măsurile de constrângere aplicate celor care au încălcat regimul de ședere. Datorită acțiunilor întreprinse de către domnul președinte, datorită discuțiilor pe care le-a avut dumnealui cu domnul Putin, a fost introdusă amnistia migrațională, de care au beneficiat uh, sute de mii de moldoveni, ceea ce impactul este foarte pozitiv și ar fi beneficiat mulți mai mulți dacă ar fi avut actele în regulă, dacă nu ar fi avut pașapoartele expirate la momentul ceală sau alte constrângeri de, de alt domeniu, de, al, de alt tip. Deci, uh, țin să precizez, haideți poate să, până uh, în vedere că, Totuși, întrebarea asta este importantă pentru un număr important de cetățeni. Haideți să trecem pe partea legală, poate să explic unele aspecte. Deci, în privind, urmarea amnistiei migraționale, au, deci interdicția a fost ridicată doar pentru cei care au săvârșit contravenții administrative. administrative da. Da. Ce înseamnă contravenție administrativă? Sunt, de fapt, ceea cei care au încălcat regimul de ședere, sau au amenzi rutierii, sau care au nu au achitat impozitele, sau care au prezentat acte de identitate deteriorate, etc. Deci persoanele acestea care au depus dosarul și au avut actele în regulă, au putut beneficia de amnistie migrațională. Cetățenii însă care au fost atrași la răspundere penală de către instanțele judecătorești nu au putut beneficia de amnistie deoarece... Ridicarea interdicției se poate face doar după adoptarea deciziei instanței de judecată. Și țin să precizez că la moment se caută soluții pentru, această, de, pentru această categorie de migranți, care de fapt sunt trași la răspundere după articolul 27. Deci, dacă merge vorba de cetățenii care sunt atrași la răspundere penală și nu mai au dreptul să intre pe teritoriul Federației Ruse, ei trec sub articolul 27. Cei care au contravenții administrative, ei sunt trec sub articolul 26, aliniatul 4 și 8. Mă rog, eu îmi dau seama că acestea sunt niște întrebări foarte tehnice, dar luând în vedere că sunt niște probleme care dor pe, pe marea majoritate de moldoveni care se află acolo. Cred că de acum toți din ei sunt obișnuiți, de fapt cu cifrele astea articole, articolul 26, 27. Doamna Buga, ați menționat ceva mai devreme că în Federația Rusă sunt aproximativ 60% din cei care sunt plecați peste hotare. Celălalt număr, dacă aș putea zice așa, se află în Italia și alte țări. Respectiv, cred că pe locul 2 s-ar clasa problemele cu naționalilor noștri care s-au stabilit în Italia. Haideți să vedem. Sunt identice cu cele pe care le-ați menționat dumneavoastră în Federația Rusă sau ținând cont de alt spațiu geografic, de altă situație? și problemele pot fi identificate de altă natură. Da. Deci, haideți tot să revenim asupra unor cifre. În Italia sunt peste 136.000 de cetățeni, ceea ce reprezintă 16,5% din moldovenii plecați peste Hotare. Tot este un număr foarte important. Deci, dacă e să aproximăm, 20% din moldovenii noștri plecați peste Hotare sunt în Italia. Una dintre spun așa, două dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă ei e, sunt unul la mână, lipsa unui acord în domeniul securității sociale și două, lipsa unui acord în domeniul recunoașterii diplomelor și titlurilor academice. Dacă e să vorbesc despre securitatea socială. Țin să precizez că noi negociem instituția Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Sănătății negociază Sănătății și Muncii negociază cu partea italiană din 2000, nu mai de vreau să spun 2013, dar de fapt în 2013 partea italiană a refuzat semnarea unui astfel de acord, justificând cu lipsa de buget sau din considerente economice. Deci era un acord mai exhaustiv pe care partea italiană a hotărât să nu semneze, de ce că era prea scump pentru statul italian. Țin însă să precizez că la moment Italia nu are un acord exhaustiv în acest domeniu, semnat cu alte state. Deci nu suntem noi dezavantajați, spun așa, în comparație cu alte state. Italia, din considerente bugetare, din considerente economice, criza economică, nu are un acord exhaustiv nici cu o țară în acest domeniu. Însă, Acum pe masa de negocieri este un acord în domeniul securității sociale restrâns, așa, mai limitat, care ar permite de fapt exportabilitatea pensiilor cetățenilor noștri care sunt în, 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 care activează sau care sunt în, în Italia. Deci este, el este la moment pe masa de negocieri și sperăm să fie semnat în scurt timp. Deci. Să sperăm că măcar acest acord o să fie semnat. Cu toate că sigur că ne-am fi dorit un acord mult mai exhaustiv care să fie avantajos pentru cetățenii noștri. Dacă doriți, eu pot chiar să vă explic un pic diferența dintre acordurile de securitate socială și de ce în unele țări de ce aceste, aceste întrebări revin la, 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 masă, revin constant în unele țări și nu în altele. Da. Doamna Buga, eu vreau să vă întreb, ați spomenit ceva mai devreme despre lipsa unui acord în domeniul recunoașterii diplomelor și titlurilor academice. Cum se întâmplă acest lucru? Pentru că Republica, Republica Moldova, cer scuze, odată ce este partea sistemului de la Bolonia, presupune, de fapt, mobilitatea academică, presupune posibilitatea de a efectua anumite stagii. Cum s-a creat această fisură, această carență? Deci, haideți să revenim. Uh, uh, să explicăm câteva da. aspecte. Aveți dreptate, Republica Moldova a aderat la procesul de la Bologna în 2005, ceea ce a permis, de fapt, să adere la trendul ăsta, la ideea asta de convergență a diferitor sisteme de învățământ. Da? Să facă parte din dorința asta, să facă parte din sistemul ăsta de convergență a diferitor sistemei de învățământ în spațiul european ceea ce a facilitat, de fapt, studiile sau recunoașterea diplomelor a multor tineri, cadri, multor specialiști care și-au făcut studii în Republica Moldova să fie recunoscute peste hotar. Aici țin să Deci, din 2005, sincer, problema aceasta se atenuează. Însă apare problema cu actele, diplomele care au fost primite până în 2005. Dacă e să da, trebuie să precizez de asemenea că Republica Moldova este membră a procesului, a convenției de la Haga, dar stați că merg un pic prea înainte și probabil că complic. complic un pic lucrurile, da. Un pic, un pic, lucrurile da. da. Asta este problema celor care lucrează în fiecare zi cu aceleași întrebări și, de fapt, încep a vorbi prea tehnic. Deci, majoritatea, Republica Moldova are acorduri semnate în domeniul învățământului cu diferite țări. Deci care sunt, sunt foarte multe acorduri care pe care le avem semnate la moment cu diferite țări. Și problemele în domeniul dat sunt tot mai puține și mai puține. Și procedurile sunt tot mai simplificate. Adică mai, mai sunt probleme cu unele țări, însă pentru spațiul european, pentru uh, Statele Unite ale Americii, pentru uh, uh, Rusia și alte, alte țări, uh, deci uh, problemele devin tot mai uh, minore în acest domeniu. Haideți să vorbim sau să revenim mai bine zis la diasporul, la comunitățile care s-au coagulat acolo. Nu pot să nu vă întreb în ce țară concetățenii noștri sunt cei mai activi, dau dovadă de mobilitate, se implică în proiecte sociale, nu știu, solicită și aportul președinției sau altor instituții ale statului pentru a pune la punct anumite aspecte. Iată, din experiența pe care o aveți deja. Din experiența pe care o am. Deci aici vreau să spun sincer că mă bucură faptul că moldovenii noștri sunt a, a, tot mai activi și mai activi. Nu să pun o concurență de as, a, a, asociațiile de diasporă din diferite țări, fiindcă toți sunt bravi. A, a, toți se implică, apar tot mai multe și mai multe asociații, tot mai multe și mai multe inițiative salutabile, inițiative de ordin social, de a strânge fonduri pentru uh, case de copii, pentru uh, diferite evenimente din partea lor, inițiative culturale, de a demonstra de fapt locuitorilor din acele țări ce ne sunt moldovenii, fiindcă unde joacă moldovenii acolo pământul gemii, da? Uh, ce vorba populară, da? da? <laughs> adică, la moment, am primit foarte multe solicitări din diferite țări. Peste, mă tind că, la moment sunt în contact cu peste 20-30 de președinți de asociații din diferite țări. Deci, peste 20-30 de țări la moment în care, care lucrăm sunt foarte activi în diferite țări unde se află și mă bucură faptul acest, acest fapt. Domnul Buga, sociologii ne prezintă niște date destul de îngrijorătoare. Spre exemplu, la începutul anilor 2000 s-a înregistrat un prim val de migranți și specialiștii în domeniu spun că ar putea să ia amploare un alt val peste o anumită perioadă de timp. Vreau să vă întreb aici, iarăși oficialii ne spun că zilnic din țara noastră pleacă aproxima, aproximativ 100 de oameni. Ce întreprinde președinția pe de o parte, ce politici viabile sunt implementate pentru a stopa acest val de migrație? Deci, în diferență de, spre diferență de alte țări, deci dumneavoastră știți că la moment problema migrației este o problemă care e acută în mai multe țări din lume. Însă dacă alte țări sunt confruntate cu problema migranților care vin la ei în țară. Republica Moldova este confruntată cu plecarea, plecarea exodul. Exodul, exodul creierilor, exodul braților de muncă din Republica Moldova. Țin să precizez că cauza principală a plecării braților de muncă a oamenilor, haideți să nu le numim brații de muncă, sunt fiindcă sunt oameni, de fiecare dată când enunțăm cifre, trebuie de fapt să ne gândim că în urma fiecarei cifre este un om și este un destin și este o viață. Uh, cauza principală a plecării e, sunt uh, considerin, din considerente economice. Deci oamenii pleacă din lipsa unui loc de muncă, din lipsa de uh, uh, unui trai decent uh, a unui salariu corect. Deci este o migrație economică. Deci dacă vrem să intrăm, să rezolvăm cauza uh, uh, exodului uh, 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 populației noastre, trebuie să atacăm, trebuie să atăcăm de fapt, inima sau că. E, uh, Nucleul acestei aceste probleme este partea economică. Republica Moldova a, sufi, a avut foarte mult de suferit în urma embargoului care a fost aplicat, instituit de Federația Rusă și datorită acțiunilor pe care le-a le întreprins domnul președinte, exporturile în Federația Rusă au, au crescut, ceea ce a oferit mai multe o piață pentru producătorii noștri, dar și mai multe oportunități de muncă aici, în Republica Moldova. Deci, haideți, dacă există o piață de desfacere, dacă există o stabilitate internă, se vor mări și investițiile în țară. Deci, toate aceste probleme sunt legate între ele. Dacă vrem să există o interdependență. O urmă. interdependență, exact. Dacă vrem să stopăm emigrarea, trebuie, de fapt, să ameliorăm economia țării noastre. Să mărim piața de desfacere pentru produsele noastre și să mărim atractivitatea economiei noastre pentru investițiile străine, ca să se producă mai mult în interior. Deci asta ar fi sursa celor rele, spun așa. Asta ar fi principala posibilitate de a ameliora lucrurile în Republica Moldova. Viitorul apropiat îi putem aduce acasă pe cei care sunt peste hotare? Dacă da, cum? Îi putem aduce. Deci, îi putem aduce de deci, ce? Că în Republica Moldova sunt oportunități. Dacă e să mă întorc, am fost mult implicată peste hotare. Am fost peste 10 ani în Franța. Și am avut, am trebuit să plec acum să mă întorc pentru niște întrebări administrative, mă rog, să mă întorc da. înapoi în Franța. Și iarăși am simțit sentimentul acela de insecuritate pe care se confruntă și cu prietenii mei francezi. Este, este sentimentul ăsta din securitate că nu vom putea menține contractul de muncă, că nu o să avem posibilități de muncă pe viitor, că nu avem un contract stabil, că nu știm, salariile stagnează. Deci, problemele nu sunt doar în Republica Moldova, există probleme și în țările dezvoltate. Deci, dacă e să fac să explic care sunt avantajele Republicii Moldova, în primul rând, Concurența pe, în intern este mai mică decât în țările dezvoltate unde economia stagnează. Deci Republica Moldova, în Republica Moldova sunt foarte multe oportunități. Sunt foarte multe oportunități de afaceri care pot fi găsite, care pot fi, care trebuie proliferate, să spun așa. Și numai cu persistență, cu entuziasm și cu. Implicare, până... implicare, da, putem putem face ceva. E, și să nu uităm și amplasarea Republicii Moldova între vest și vest. Câte lucruri putem face noi dacă suntem acea punte de aur care care unește aceste, aceste două blocuri e, economice, de civilizație, etc. Deci, dacă e să vorbesc despre oportunitățile de muncă, am vorbit de acum despre ele, despre oportunitățile de afaceri. Sunt foarte multe oportunități de afaceri în Republica Moldova și Străline. Aici vreau să ajung și chiar intenționam să vă întreb dacă din foștii emigranți avem cazuri suficiente, i-am putea până la urmă și cuantifica, s-au întors și au creat o proprie afacere și au dezvoltat ceva aici. Avem cazuri din astea de succes? Sunt foarte multe, din păcate nu dețin datele, da, datele, chiar trebuia să mă gândesc la, că o să-mi puneți această întrebare și să vin cu date exacte. Personal, cunosc mai multe mai mulți antreprenori care au hotărât totuși să vină acasă și să încerce și care au reușit. Deci, în pofida la toate greutățile, în pofida uh, uh, greutăților financiare, birocratice, la toate nivelele care există pentru antreprenori, acești oameni au reușit să facă un proiect, să implementeze un proiect acasă cu banii pe care au reușit să-i strângă peste hotare. Uh, uh, dacă e să vorbesc despre mieșterii populari, știu că este un domn, acum îmi, îmi scapă numele... Da, nu contează, care, poate asta mai puțin contează, numele, acțiunea de acțiunea, fapt. Acțiunea, da, deci sunt foarte multe acțiuni din diferite domenii, agricultură, uh, 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 IT, uh, 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 economie... Diferite sfere. Diferite sfere unde, unde uh, cetățenii noștri au reușit să implementeze proiecte concrete și care au o viabilitate pe termen lung. Uh, Aici vreau să fac, să mai aduc o mică, să deschid o mică paranteză. În 20 secunde ne spune regia. Da. Doar precizând că cetățenii noștri cunosc foarte bine realitățile din Republica Moldova și ei sunt cei care pot, care au încredere în această țară și care pot de fapt să deschidă, să descopere mai ușor acele oportunități de, de, de afaceri care există în Republica Moldova mai multe decât chiar străinii. Deci eu incit sincer pe ei să, să încerce. Doamna Buga, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și vă aștept cu alte ocazii, pentru că ne-ar trebui, cred, că încă două, trei emisiuni a discutat toate problemele care se confruntă cei care se află departe peste hotare. Și e, vreau să obțin în același timp promisiunea că veți mai fi prezent în studioul Reflector Analitic. Stimații telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. În numele întregii echipe, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!